Salutare lumea și bine ați venit la un nou episod. Primul cu Minecraft. Și credeam că nu o să fac vreunul, dar na. Eu sunt Răzvan. Aceste... Știe toată lumea jocul ăsta dacă nu sunteți buți. Mai întâi vreau să schimb language. Și Canadian, Australian. Haide. All good. All good. Single player. Create new world. Hai să o numim. Trebuie să dau un nume aceste serii. Ce ziceți de Minecraft Adventure. Hai să zicem sezonul 1. Ne, sezonul 1 să fie. Game mode, walkabout, more world options, same. N-am mai schimbat chestii. Aici seed, ce seed? Să fie seed-ul, ia să vedem așa, fortress, team fortress, nu așa se scrie. Search for resources, crafting animals, health and hunger, asta vreau. Create new world. Te rog, nu mă da în junglă. Te rog, nu mă da în junglă. Te rog, nu mă da în junglă. Numai în junglă, oriunde, numai nu în junglă. Ei, bine? Așa, frate, nu, în junglă, nu, în junglă. Haide. Lag, e bine. Nu e bine. Nu e bine de lag. Vaci, ok. Ideal, ok. Mai mult de al. Use Morgan. Ah, frate, trebuia să-mi iau de la, cum zice, chest. Fail. Lasă. Gen, nu mi trebuie chest-uri. Faptul că aici sunt vaci o să îmi priască. Cred că aici o să-mi setez deja casa. E să vezi și să nu crezi. E baia mie ăla cu... cum îi zice? S-a făcut în F3. Unde scrie aia, mă? Unde scrie? Știu că scrie undeva cum se numește biome. Plains, ok, îl văd. River, poate pentru că sunt lângă apă. River blue, lagul măsii, dar roofed forest, așa. Ok, acum să scăpăm de aia pentru că... Na, nu e un biome care să fiu preferat atât de tare, dar... am uitat de... Opening your bag. Mr. Tomato Head. O să vă explic eu mai încolo de ce mă numesc Mr. Cap de... Roșie. Roșie era, nu? Da, roșie. De ce mă numesc eu domnul cap de roșie? O să vă explic. Este pentru că eu, aparent, s
am văzut Dead Island. Nu există film, sau nu cred că există film. Nu cred că există. Am văzut gameplay-uri cu Dead Island. Nu am jocul, deci nu vă așteptați la vreo serie. Când voi avea norocul să-l am, poate dacă am loc un calculator să-l am, pentru că aparent am intrat azi, parcă, sau în alte zile, prin chestiile alea computer și mi-a arătat că e destul de full. Haide, haide, mișcă, tati, haide, scuipă pe tastatură. Hai, du-te într-o zonă, du-te într-o zonă. Ai, mamă, frate, mă enervează frame drop. De ce? De ce trebuie să stau eu la 5 frame-uri ca prostul? Sunt o rușine pentru comunitatea YouTube. Și cum ziceam, am văzut gameplay-uri de la Dead Island și cum zice, îmi place foarte mult Sam B. Și de-aia am ales, pentru că am luat de pe un site pe care nu l-am deschis chiar acum, dar o să văd dacă îl găsesc și apoi poate în video următor o să vă dau acel link și o să vedeți de unde mi-am luat. Pur și simplu e numele și gata. Sam B. Cine vorbește? Ok, mă scuzați de chestia aceea, mama mea a intrat în cameră. Și aparent când ușa e închisă te aștepți și când vorbești singur, te aștepți ca lumea să știe că tu faci ceva ce nu ar trebui să fie întrerupt. Adică tu ai oprit un om care vorbește singur? Wow, avem idei diferite. Doar m-am deplasat nici la 2 metri de locul meu de spawn. Vreau să inspectez area mea. Avem și porci. Bun, bun, bun. Zona asta e perfectă. Îmi place ce am adăugat de când cu update-ul de la 1.7 pe care joc eu acum, sau 1.5, habar n-am. Chestia asta tot n-am înțeles. Ce naiba, mă, te crezi în avatar, pomule? Numai în avatar vedeam eu că munții pluteau și cascadele se transformau în nori. Cine n-a văzut avatar, cred că nu este un mare fan al SF-urilor și al lungometrajelor. Hai să facem udul ăla, dacă tot suntem. Bă, frate, de când am mai jucat Minecraft. Era așa? Da. Desigur, mă va trebui mai mult de un stack ca să fac o casă, pentru că mereu, când vrei să faci o casă, trebuie să faci mare. Și dacă vrei să faci mare, ca într-o serie, gen să fie remarcabilă, trebuie să folosești mult wood. Mult, mult, mult wood. Facepalm! Facepalm! Am pus blocul la loc. Mi-au înlecat degetul. Aveam ticul la nervos pe deget și... Cel mai noob moment al meu de până acum. În afară de atunci când chiar eram noob. Și știți cum făceam? Așa cum cred că face toată lumea când începe Minecraft. Se clic atunci când spargi un obiect. De obicei, pentru chestiile astea foarte ușor de spart, nu e nevoie de mult mușchi în ale degetului. Și sper să cadă un măr sau ceva. Dacă țin minte bine, șansa la un măr este una la 20 de frunze? Parcă? Parcă.